Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În această seară, frați și surori, pentru timpul care ne-a rămas, o să predic despre omul extremelor. Fac lucrul acesta nu pentru ca să îmi prospătez istoria biblică în mintea dumneavoastră, ci pentru ca să privesc cartea lui Iona dintr-o anumită perspectivă, care va deveni o aplicație practică pentru noi, fiindcă noi suntem muritori. Noi vrem să fim desăvârșiți, dar de fiecare dată ne trezim doar în procesul de a fi desăvârșiți. Iona, fiul lui Amitai, s-a născut în Galileea și numele lui înseamnă porumbel. Este sau rezonează cu chemarea lui Dumnezeu care l-a trimis cu o veste bună. Singura referință despre el pe care o mai găsim în Vechiul Testament este în 2 Împărați, în capitolul 14, versetele 23-25, unde Scriptura ne spune că în cel de-al 15-lea an al lui Amatia, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească la Samaria Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. El a luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului până la Marea Câmpiei, după cuvântul pe care îl rostise Domnul Dumnezeul lui Israel, prin robul său Iona, prorocul fiului Amitai din Gad Efer. Iată dar că îl găsim pe Iona și într-o altă parte a Bibliei ca un proroc consacrat. Nu numai în cartea lui Iona îl întâlnim pe Iona fiind trimis în Imperiul Asirian la Ninive să prorocească. Îl întâlnim și în contextul local al lui Israel, având mesaj din partea Domnului cu privire la viitor. Faptul că Mântuitorul Iisus Hristos în Noul Testament comentează exemplul lui Iona risipește cu desăvârșire suspiciunea care plana asupra autenticității cărții lui Iona, pentru că datorită intensității supranaturalului din carte, oamenii de știință au propus că asta este o fantezie și oamenii de rând, care de obicei sunt conduși de oamenii de știință, au acceptat asta. Mântuitorul Iisus Hristos vine și folosește exemplul lui Iona nu ca pe o fantezie, ci ca pe o realitate. De aceea pentru noi este suficient dacă Hristos Domnul a validat ca fiind real, istoric, autentic exemplul lui Iona, înfipt în istorie, oricât de supranatural ar fi el, pentru Dumnezeu nimic nu-i prea mult. Domnul este în stare un om să înghită un pește sau pe un pește să înghită un om fără nicio problemă. Dumnezeul nostru poate face orice vrea. Scriptura ne spune că în Matei 12, în Luca 11, despre comentariile pe care Domnul Hristos le-a făcut cu privire la evenimentul istoric al acțiunii lui Iona. Fiind un slujitor în școala lui Dumnezeu, și el ca și alții, ca și noi, ne impresionează extremele vieții între care el pendulează și în cele câteva împrejurări pe care ni le prezintă cartea, este suficient să înțelegem ce fel de bărbat a fost bărbatul acesta, ce fel de om a fost omul acesta, ce fel de slujitor a fost slujitorul acesta. Aș vrea să-l privim în limita timpului în cele câteva ipostaze, circumstanțe pe care ni le oferă Scriptura și să ne dăm seama că omul acesta al lui Dumnezeu a fost un om al extremelor. Prima împrejurare este prezentată în primele 5 versete ale capitolului 1 și Iona este într-o relație cu Dumnezeu. Aici, Iona este chemat să slujească, dar evadează din contextul slujirii, punând condiții lui Dumnezeu care aproape sunt mofturi. Din descrierea cărții Doi Împărați, așa cum anticipam, Iona a fost un proroc care a mai avut alte activități profetice decât cele din cartea în care scrie despre el. Fiind slujitorul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl trimite cu o misiune specială în Ninive, capitala Imperiului Asirian, care la vremea aceea conducea lumea. Uitați ce spune cuvântul. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona și i-a zis: du-te, strigă împotriva ei, fiindcă răutatea ei s-a suit până la mine. Chiar dacă în mod normal pentru Iona ar fi trebuit să fie o mare cinste că a fost ales de Dumnezeu, să iasă din contextul etnic, să meargă la o altă națiune, la națiunea care conducea lumea de mulți ani, Iona are o atitudine și un comportament greu de înțeles și extremist. Neascultând de Dumnezeu, el fuge în direcție opusă.
Destinația unde l-a trimis Dumnezeu era în partea de est, aproximativ 900 de kilometri. El se duce într-o altă destinație, în direcție opusă, în partea de vest, aproximativ 4.000 de kilometri depărtare. Și scopul lui este să fugă de Domnul. De trei ori în capitolul 1 se repetă expresia, a vrut să fugă de fața Domnului. Este ciudat pentru un slujitor al lui Dumnezeu să fugă de fața Domnului. Ce înseamnă expresia fața Domnului și unde este ea pentru ca un om să se poată apropia de fața Domnului sau să se poată îndepărta de fața Domnului? Psalmul 139 face puțină lumină între versetele 7 și 12, acolo unde psalmistul spune, unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde mă voi ascunde departe de fața Ta, Doamne? Dacă mă sui în cer, ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, și acolo ești. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine. Că noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Ce înseamnă fața Domnului? Fața Domnului umple universul. Fața Domnului este locul acela unde vrei să te întâlnești cu Dumnezeu. Fața Domnului este în biserică când vii cu motivația să te întâlnești cu El. Fața Domnului este acasă când te apleci să te întâlnești cu El. Fața Domnului este într-un loc unde te afli ziua sau noaptea, atunci când îl chemi, când te întâlnești cu Domnul. Aduceți-vă aminte că samariteanca a avut o confuzie din punctul acesta de vedere și ea credea, din punct de vedere cultural, tradițional, etnic, că fața Domnului este doar undeva pe munte și Domnul Iisus o lămurește spunând, fața Domnului este oriunde unde te închini în duh și în adevăr. Iona a avut o concepție greșită despre Dumnezeu. Cât de bine își cunoștea Iona stăpânul dacă a crezut că în direcția opusă nu mai este fața Domnului. A vrut să fugă de fața Domnului, crezând că 5.000 de kilometri distanță îl separă de fața lui Dumnezeu. Cine era Dumnezeu pentru el? Cineva înghesuit într-o existență biologică, fizică, care este aici și nu mai este acolo. El nu a știut că Dumnezeu nu este doar aici, ci este peste tot. Noi știm că Dumnezeu nu are un corp uman. Dacă ar avea un corp uman, ar fi doar undeva. Dar el pur și simplu umple universul, pentru că existența sa e la nivel de spirit, de duh și este peste tot. Nu ai unde să te duci, unde să nu fii văzut de Dumnezeu și unde să nu te poți închina. Te poți închina la școală, la lucru, în dormitor, în bucătărie. Te poți închina fiind la un prieten, la tine acasă, la biserică. Te poți închina la Sunday School, la Bethany Land. Te poți închina oriunde, te poți închina în timp ce conduci mașina. Fața Domnului este acolo unde omul credincios îl cheamă pe Domnul în duh și în adevăr. Ce mare onoare! Ce mare onoare! Uneori vrem să fie soția cu noi și pentru că ne aflăm departe de casă, nu este. Alteori vrem să fie copilul cu noi, dar pentru că suntem în călătorie, nu este. Dumnezeu este o excepție. El este peste tot cu noi. El este oriunde cu noi. Acolo unde ești, caută fața Domnului. Spune-i, Doamne, mă închin ție. Vino pentru că vreau să te laud. Prezența Domnului te va copleși. Trăiește cu mentalitatea aceasta. Dumnezeu este cu tine oriunde. Dumnezeu te vede oriunde. Dumnezeu este prezent oriunde îl chemi, acolo unde te apleci ca să-l cauți, acasă, la biserică, indiferent de locul, de spațiu unde ești, dacă îl cauți pe Domnul, acolo este fața Domnului. Cum și-a permis un slujitor să creadă că Dumnezeu este ca un om prezent undeva și absent altundeva? Slujba încredințată de Dumnezeu nu i-a plăcut. Însă aceasta nu este niciodată o condiție a slujirii. Dumnezeu nu întreabă pe nimeni, îți place să faci slujba aceasta? Da, Doamne, du-te și fă-o. Nu, Doamne, atunci lasă că o să o dau altuia. Dumnezeu îl cheamă și nu îl întreabă dacă îi place sau nu. Dumnezeu îi spune, du-te și fă această slujbă pentru mine. Lui Iona nu i-a plăcut. Și Iona și-a permis să nu facă pentru că nu-i place. Iona a fost un om care a avut o agendă personală. A confruntat-o cu agenda lui Dumnezeu, și s-a gândit, de a cui agenda o să țin cont? Ar fi trebuit să țină cont de agenda stăpânului, fiindcă era doar un rob. Dar el, deși era rob, a uitat că este rob și s-a comportat ca un stăpân, ca un rege. Și a spus, Doamne, agenda Ta mă deranjează, mă scoate din confort, din mentalitatea mea, așa că o să țin cont de agenda mea.
pur și simplu a ținut cont de agenda lui. De câte ori nu faci ce spune Dumnezeu, îi neglijezi voia și nu ești ascultător. Pentru lucrul acesta nu vei fi felicitat și nici premiat de Domnul. Noi suntem doar niște robi care ar trebui să ne înscriem în agenda lui Dumnezeu. Uneori nu ne place. În general, slujirea te trece și prin suferință. Și suferința este așa de diversă de la o slujire la alta, de la o zi la alta. Dar noi nu avem dreptul să spunem dacă ne place sau nu. Noi suntem doar niște robi, noi suntem niște angajați. Stăpânul ne-a cinstit chemându-ne să lucrăm împreună cu El în via Lui. Uneori e prea cald, alteori este prea frig. Uneori cineva ne deranjează, alteori ne doare singurătatea. Indiferent cum stau lucrurile, noi nu ne putem permite să modificăm agenda stăpânului, venind cu propria noastră agendă. Noi ne părăsim condiția de rob. Atunci când facem ce este cel mai bine, noi suntem doar niște robi netrebnici. Cum vom fi atunci când ieșim din programul lui Dumnezeu? Dacă atunci când suntem în programul lui, suntem doar robi netrebnici. Slujitorul este robul, Dumnezeu este stăpânul și slujirea trebuie să fie necondiționată. Aduceți-vă aminte ce spunea Pavel, 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 16. Dacă vestesc Evanghelia, nu este nicio laudă pentru mine, fiindcă trebuie să o vestesc, este un imperativ, trebuie. Vai de mine dacă nu o vestesc. Vai de mine dacă ies din agenda lui Dumnezeu. Vai de mine dacă am o altă agendă. Vai de mine dacă îmi părăsesc locul de slujbă pentru că îmi este greu, pentru că nu-mi place, pentru că eu am un alt punct de vedere. Vai de mine! Iona a fost omul extremelor pentru că și-a permis să meargă până acolo încât să neglijeze voia lui Dumnezeu pentru voia lui, agenda lui Dumnezeu pentru agenda lui. Lucrul acesta este de-a dreptul periculos. Exprimă o mare neascultare. Însă de cele mai multe ori oamenii își liniștesc conștiința când fac asta, confundând voia lor cu voia lui Dumnezeu. O a doua circumstanță în care îl întâlnim pe Iona, prima a fost Iona și Dumnezeu, a doua este Iona și marinarii. Aici este lecția furtunii, este maturitatea unor oameni care n-au avut harul să-L cunoască pe Dumnezeu. Scriptura ne spune că ei aveau fiecare Dumnezeul lui. Este clar că nu-L cunoșteau pe Domnul și cel mai probabil nu erau evrei. Evreii îl cunoșteau pe Jehova. Oamenii aceștia fiecare aveau Dumnezeul lui, cu alte cuvinte aveau idolul lui și se închina fiecare la idolul lui. Și când a venit necazul, Biblia ne spune că fiecare se ruga la Dumnezeul lui, cu dâmic. Observați că Dumnezeu îl trimite pe Iona la Ninive. Iona însă se urcă într-o corabie care mergea în sens invers, cu scopul să fugă de Dumnezeu, de fața lui Dumnezeu. Din cauza acestei atitudini extreme a slujitorului său, Dumnezeu îl implică într-o experiență zguduitoare prin faptul că provoacă o mare furtună pe mare în corabia în care el s-a urcat. Iar furtuna era așa de mare încât amenința corabia să se scufunde. Atitudinea lui Iona este extremă și în această împrejurare, din următoarele motive. 1. Iona doarme în timp ce marinarii făceau toate eforturile posibile ca să țină corabia pe linia de plutire. Și marinarii și-au aruncat în apă uneltele corabiei, care erau scumpe, de care orice corabie avea nevoie pentru ca să supraviețuiască. Iar omul lui Dumnezeu, trimis în misiune, dormea pe fundul corabiei. Este de-a dreptul inexplicabil cum un om care îl reprezintă pe Dumnezeu își poate permite să doarmă în timp ce niște anonimi, niște necredincioși, niște păgâni, niște oameni care slujeau unor Dumnezei cu dâmic, își sacrifică uneltele corabiei pe care au dat o grămadă de bani. Oamenii ăștia aveau un business cu vaporașul ăla, cu corabia aceea, să ducă oamenii dintr-un port în altul. Și corabia avea nevoie de o grămadă de unelte care erau scumpe. Fiind în pericol, ei și-au sacrificat uneltele corabiei, aruncându-le peste bord, să ușureze corabia, în speranța că o să rămână pe suprafața apei. Și în timp ce oamenii ăștia se sacrifică, în timp ce oamenii ăștia sunt disperați, făcând fiecare ce știe, Iona doarme. Culmea iresponsabilității și a nepăsării. Te întrebi, ce-i cu omul ăsta? Nu-l interesează măcar de viața lui? În aceeași corabie era și el și dacă se scufunda corabia, nu mureau doar marinarii, murea și el. Se înneca și el în egală măsură cu ei.
este foarte greu de înțeles. Vom observa puțin mai târziu că omul acesta are o tendință de sinucidere nesănătoasă. De 3 ori vorbește despre perspectiva de a muri fără nicio remușcare. Și în aceeași situație îi pune și pe oamenii care sunt în prejurul lui. Dragii mei, Iona este exemplul unui om extremist, pentru că într-o situație în care alții își jertfesc bunurile, în care au investit atâția bani, el își permite să doarmă un somn al nepăsării. El, trimisul Domnului, el omul care îl cunoaște pe Jehova. Un alt lucru, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să fie îndemnat de niște păgâni să se roage. Vin marinarii ăștia la el, în timp ce ei înșiși se rugau fiecare la Dumnezeul lor și îi spune: tu nu ai niciun Dumnezeu? Roagă-te și tu la Dumnezeul tău, ridică-te, mă, omule, din somn. Acum e timpul să dormi? Acum e timpul să te rogi. N-ai un Dumnezeu, roagă-te lui. Poate că te va asculta pe tine Dumnezeul tău dacă Dumnezeii noștri nu ne ascultă. Niște păgâni îl cheamă pe omul lui Dumnezeu la rugăciune. Un asemenea paradox mai rar întâlnești. Iona ar fi trebuit să fie primul care să se roage. Păgânii se roagă, Iona doarme și vin marinarii ăștia păgâni care slujeau idolii, îl zgâlție, îl trezește și spune: omule, tu știi să te rogi, ai și tu un Dumnezeu, fă și tu o rugăciune, poate te ascultă pe tine Dumnezeul tău. Cât penibil în viața unui om care doarme deși este în pericol și în loc să se roage, el are o liniște care îți este greu să spui de unde vine. Apoi, este dispus să moară pentru supraviețuirea celor aproximativ 20 de marinari, dar nu-i dispus să slujească pentru cei 120.000 de niniveni pe care îl vrea ca Dumnezeu să-i omoare. Este un paradox care demonstrează o extremă în mintea acestui om. El e dispus să moară pentru 20 de marinari ca să rămână ăștia în viață, în timp ce nu vrea nici măcar să slujească pentru 120.000 pe care îi lasă să moară refuzând să meargă la ei cu mesajul salvării. Le spune celor 20 de marinari: aruncați-mă în apă să mor ca voi să rămâneți în viață. Dar îi spun: Iona, ți-e milă de 20 de oameni, dar Dumnezeu te-a trimis la 120.000 de oameni pe care îi predestinezi să moară pentru faptul că nu le duci mesajul salvării. Omule, tu l-ai. De unde știi că nu se pocăiesc? De unde știi că pocăința aceasta nu-L determină pe Dumnezeu să ierte și să trăiască? De ce-i condamn tu la moarte? De ea nu ți-e milă, ai putea să-i salvezi prin slujire. De-ăștia ți-e milă, vrei să-i salvezi prin propria ta moarte? Nu vrea să slujească salvând 120.000, vrea să moară salvând 20. Omul ăsta are niște probleme foarte serioase de evaluare. Este un om de o extremitate imposibil de înțeles. Vrea să moară pentru 20 de oameni, în timp ce refuză să slujească pentru 120.000 de oameni. Ce raport zguduitor! Mărturisirea lui, mărturisirea gurii lui, este în conflict cu mărturia vieții lui. Uitați ce spune el la oamenii ăștia: sunt evreu și mă tem de Domnul. El era evreu și se temea de Domnul. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 2, versetul 17 și 23. Tu care te numești iudeu, tu care te rezem pe o lege, tu care te lauzi cu Dumnezeul tău, tu care te fălești cu legea, tu nu cumva ne cinstești pe Dumnezeul tău prin chiar încălcarea acestei legi? El spune: sunt iudeu și mă tem de Dumnezeu. Parcă Pavel lui vorbește când îi spune: tu care te numești iudeu și care te fălești cu Dumnezeul tău, tu care mărturisești că ești iudeu și că te temi de Dumnezeul cerului și al pământului, cum îți permiți să condamn la moarte 120.000 de oameni care trăiesc în neștiință și neștiința îi duce la necredință, în timp ce ești gata să mor pentru 20 de marinari? Omul acesta este omul extremelor. Este interesant că atunci când cineva nu ascultă de Dumnezeu, nu numai el suferă, ci și oamenii din jurul lui. Toți marinarii și călătorii de pe corabie au suferit trecând prin experiența asta zguduitoare datorită acestui om neascultător. Fraților, este complicat să ai în familie pe cineva care are meseria să nu-L asculte pe Domnul în mod intenționat. Pentru că Dumnezeu își face de lucru cu el și toți oamenii din corabie suferă într-o anumită măsură de austeritatea experienței în care Dumnezeu îl implică pe cel împricinat, adică pe cel în cauză. Împricinatul, cel în cauză, era Iona, dar toți corăbierii au trecut printr-o experiență zguduitoare și au plătit un preț. Oamenii
au pierdut uneltele corăbiei. Ce au făcut când au ajuns în port? Bineînțeles că și-au cumpărat altele, pentru că trebuia să-și continue afacerea. Nu putea să navigheze fără unelte de corabie. Dar din cauza neascultării unui om pe care ei l-au primit între ei, au trebuit și ei să plătească prețul. Săracii n-aveau nicio vină, dar a căzut sorțul și pe ei datorită lui. Ce trist e să fii într-o barcă unde cineva își face meseria în mod constant să nu-L asculte pe Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu are de lucru cu el, fiecare trebuie să ne aruncăm ceva, să pierdem ceva, să jertfim ceva. Și doar din cauza unuia care are meseria să nu asculte de Domnul. Doar datorită unui om al extremelor, care moare de dragul la 20, în timp ce ușor trimite la moarte 120.000. Asta nu este o judecată sănătoasă. A treia ipostază în care îl găsim pe Iona este Iona și peștele. Aici este pedeapsa mării, este superioritatea peștelui, care e o ființă necuvântătoare. Este de-a dreptul izbitor. Priviți, vă rog, ce se întâmplă. Balaam e disciplinat de un măgar, iar Iona e disciplinat de un pește. Spune cuvântul Domnului: lăudați pe Domnul, jos pe pământ balauri de mare, adâncuri toate, foc, grindină, zăpadă, vânturi năpraznice, care împliniți poruncile lui. Psalmul 148, versetele 7 și 8. În ce fel balaurii de mare laudă pe Domnul? Când un animal, când un balaur de mare împlinește voia lui Dumnezeu, îl laudă pe Domnul. Un astfel de balaur de mare, un pește uriaș, a primit de la Dumnezeu o misiune. Du-te, înghite omul ăla. Parcurge cu el o distanță lungă în pântecele tău. Și când vei ajunge la mal, chiar dacă ia apa mică și vei avea dificultăți să te apropii de mal, că tu ești un pește mare, ajunge până la mal și scuipă la afară, scoate-l afară din abdomenul tău, să nu-l digeri. Și peștele ascultă, în timp ce Iona nu. Acum stai și te întrebi, unde este chipul și asemănarea lui Dumnezeu în Iona și unde este natura animalică într-un pește care n-are minte? Balaurii de mare îl laudă pe Domnul când împlinesc poruncile lui. Un măgar îi dă o lecție unui proroc, un pește îi dă o lecție unui alt proroc. Frații mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 32 din Psalm, versetul 9, nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și cu o zăbală cu care îi legi ca să nu se apropie de tine. Și totuși, calul și catârul, cu ajutorul la zăbală, la frâu, cu ajutorul la instrumentele acestea, îl poți struni. Și dacă Dumnezeu îi vorbește la măgar, îi dă o lecție la Balaam. Și dacă Dumnezeu îi vorbește la pește, îi dă o lecție lui Iona. Ascultă peștele și nu ascultă Iona. Poți să faci afirmația că este peștele ascultător de Dumnezeu și Iona este neascultător? Evident, din cartea lui Iona o poți face. Cât de nevrednic a fost omul ăsta, căruia Dumnezeu i-a dat rațiune, l-a făcut prorocul său, l-a trimis în slujbă, l-a binecuvântat și el nu-l ascultă pe Dumnezeu. Iar un biet pește, care n-are minte, pe care cine îl prinde, îl omoară și îl mănâncă, ascultă voia lui Dumnezeu. În felul ăsta un balaur de mare poate împlini poruncile Domnului și prin faptul că împlinește poruncile Domnului, îl laudă pe Domnul. Fraților, nu-l poți lăuda pe Domnul când nu-l asculți. Pe Domnul ne cinstești când nu-l asculți. Iona nu l-a lăudat pe Domnul, l-a lăudat pe Domnul balaurul de mare. Balaam nu l-a lăudat pe Domnul, l-a lăudat pe Domnul măgarul. Pentru că ascultarea măgarului a fost o împlinire a unei porunci pe care Dumnezeu i-a dat-o. Înțepenește-te între pietrele astea să-l prinzi cu picioarele acolo. Și măgarul nu zice nu, nu este iubitor de bani. Ce Dumnezeu mare avem dacă poate să dea porunci unui pește, dacă poate să liniștească furtuna, dacă poate să domolească valurile, ce rost are să ne speriem dacă Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru și noi suntem în palma Lui. El ușor poate să trimită un pește atunci când cazi în apă. El ușor poate să liniștească valurile atunci când ești în ele. El ușor poate să vorbească oricui nu înțelege de grai omenesc, să te protejeze, să te apere, să-ți vină în ajutor în ziua necazului. Nu trebuie să fii necredincios întrebându-te cum mă va scăpa Domnul de aici. Nu-ți bate capul cu asta. Dumnezeu are matematica Lui și business-ul Lui este să-i salveze pe oamenii Lui.
Dar uneori sunt mai ascultătoare necuvântătoarele, care nu au capacitatea să înțeleagă verbalizarea cuvintelor. Și oamenii lui Dumnezeu le înțeleg, dar nu le ascultă și se duc în direcția opusă în încăpățânarea lor, în timp ce ei cred că sunt evrei și îl cinstesc pe Dumnezeul cerului și al pământului. Și mai și fac afirmații cu această neascultare pe care eu o numesc religie. Ce ciudat, ce om greu de înțeles. Însă ne e ușor să înțelegem, să-l înțelegem, pentru că uneori îl limităm. Priviți, vă rog, Iona fuge de Dumnezeu, fiind constrâns, fuge către Dumnezeu și apoi fuge pentru Dumnezeu, în timp ce peștele fuge către Iona, fuge cu Iona, fuge de Iona, dar nu fuge niciodată de Dumnezeu. Iona fuge odată de Dumnezeu, dar peștele niciodată nu fuge de Dumnezeu. Cine l-a lăudat pe Domnul? Balaurul de mare. Cum împlinim poruncile lui? Iona, prorocul lui Dumnezeu, slujitorul lui Dumnezeu, se duce în direcție opusă. Ce motive a avut? Vom vedea imediat. Iona și ninivenii. Aici Dumnezeu ne pune în față un exemplu al pocăinței la prima predică. Dumnezeu îl trimite pe Iona la Ninive. Ninive avea 120.000 de locuitori, e un oraș măricel din România. Și Biblia ne spune că traversarea orașului îți lua 3 zile pe jos. Și Scriptura ne spune că doar o zi predică, nu-i nevoie de 3, n-ajunge decât o treime din oraș predică. Și în urma acestei predici, uitați ce s-a întâmplat, la niște oameni cruzi. Asirienii sunt evaluați în istorie ca unul dintre cele mai sadice imperii care au condus lumea în vremea lor. Și uitați ce se întâmplă la predica doar a unei zile, nu la 3 zile cât trebuia să predice. Și Iona a avut impresia că oamenii ăștia sunt niște canibali. La oamenii ăștia nu se merită să te duci. Se duce constrâns de Dumnezeu, n-are încotro. Și predică pentru o zi. Uitați ce spune Scriptura. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post, s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului. El s-a sculat de pe scaunul de domnie și a scos mantaua de pe el, s-a acoperit cu un sac, s-a așezat în cenușă. A trimis să se dea de știre Ninive din porunca lui personală și din porunca mai marilor lui. Oamenii, vitele, oile, boii, să nu mai guste nimic, să nu pască, să nu bea picătură de apă. Oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu, să se întoarcă de la calea lor rea și de la faptele lor de asuprire, de care le sunt mâinile pline. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi și dacă nu-și va opri mânia lui aprinsă ca să nu piară oamenii ăștia? Și acum Dumnezeu reacționează la atitudinea de pocăință, la prima predică a unor oameni. Și uitați ce spune Scriptura. Dumnezeu s-a căit atunci de răul pe care vrea să-l facă și nu l-a mai făcut. Unde a fost previziunea lui Iona? Nu mă duc, nu merită nimic. O singură predică și sângeroșii asirieni se pocăiesc. Iona este făcut de rușine. Asirienii abia așteptau să vină cineva pe care nu-l cunoșteau și să le spună ceva ce nu știau, pentru ca să iasă din starea de frustrare a conștiinței lor. Și religia lor națională nu putea să rezolve problema. Când a venit omul acesta, nici nu și-a deschis bine gura. Ei, niște oameni așa disprețuiți de el, încât ei imediat s-au pocăit în prima zi de predică. Ce ușor putem să-i subapreciem pe oameni, să-i disprețuim, să-i ironizăm, să-i calificăm în mod greșit, să-i evaluăm într-un mod nedrept, în timp ce inima lor este căutătoare de Dumnezeu. Iar noi ne supraapreciem datorită religiei noastre că suntem buni evrei și îl slujim pe Dumnezeul cerului și al pământului, în timp ce toată viața ne ducem în direcția opusă, dacă e nevoie, la 5.000 de kilometri departare. Și totuși, noi suntem niște buni evrei. Ce jenant, ce extremist. Închei, Iona și curcubetele. Aici este examenul confortului pe care Iona îl pierde. Faptul că Dumnezeu i-a iertat pe asirieni l-a enervat pe Iona la maxim. Și uitați ce spune Evanghelia în capitolul 4, versetul 1. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat, dar nu i-a plăcut deloc. Nu doar un pic nu i-a plăcut, deloc nu i-a plăcut. Și pentru că nu i-a plăcut, s-a mâniat. E adevărat că el s-a dus să le predice, dar s-a dus că n-a avut încotro. Dumneavoastră vă imaginați ce înseamnă să stai 3 zile și 3 nopți în abdomenul unui pește?
ce sleios, ce întuneric, ce contracții, ce groază, ce oxigen puțin. Ce, nici nu știu, n-am fost niciodată acolo, dar îmi imaginez că este de-a dreptul îngrozitor. Ei, în urma la experiența asta, n-am mai avut încotro, a dat Dumnezeu cu capul de ceva și a zis, mă duc. Și după ce s-a dus, când a văzut că ăștia s-au pocăit, s-a enervat, s-a mâniat și s-a ridicat din nou împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-l liniștească, aproape că nu-l recunoști pe Dumnezeu că e atât de bun. Face să răsară din pământ o plantă, că era soare, și a zis să nu-i bată soarele în cap, să nu-i bată în cap, că nu-i bine. Și face puțină umbră. Și se mai liniștește, se mai liniștește. Dar atunci Dumnezeu trimite un vierme și planta moare, se usucă și cade și umbrarul lui Iona nu mai este. Și dintr-o dată Iona se enervează din nou și Dumnezeu îl întreabă, bine faci că te mâni? Da, și știți ce spune, a treia afirmație a lui despre moarte, tot cu gândul la sinucidere, până mor mă mâni. Un om al extremelor, tot timpul vorbește numai de moarte, tot timpul ia măsuri radicale, tot timpul e la limită. Un om al extremelor nu se poate altfel. Când Dumnezeu i-a luat confortul, s-a supărat foarte tare. Când Dumnezeu i-a mântuit pe oamenii ăștia pe care el nu-i suporta. Este foarte greu de răspuns de ce Dumnezeu a vrut să-i mântuiască pe oameni și de ce Iona a fost împotriva lui. Observați ce spune Scriptura. Dumnezeu este milos. Uitați, el declară de ce s-a supărat. 1. Sunt mânios pentru că Dumnezeu e milos. Sunt mânios pentru că e plin de îndurare. Sunt mânios pentru că e bogat în bunătate. Sunt mânios că iartă pe oamenii care se pocăiesc. Iona este un om al extremelor. Lecția curcubetelui demonstrează dependența lui de confort și limita foarte mică de mânie. El se enerva foarte ușor și ori de câte ori se enerva, vorbea de moarte. Observați că oamenii aceștia au făcut parte din imperiul care i-a distrus lui poporul. Mai țineți minte că asirienii au venit și au distrus o parte din națiunea lui. El n-a putut să-i ierte pentru asta. Acum Dumnezeu l-a trimis la dușmanii lui ca să le vestească Evanghelia. Știți ce a făcut? A ieșuat. L-a trecut Dumnezeu printr-o experiență zguduitoare, aproape că a dat mâna cu moartea, ca să-l vindece de ură și n-a reușit. Când a văzut el că dușmanii lui s-au pocăit și că Dumnezeu o să ierte, s-a mâniat la maxim. Omul ăsta a murit urându-i pe asirieni și n-a fost în stare să ierte. E adevărat, a făcut rău etniei lui, poporului lui, dar dacă Dumnezeu iartă pe cineva, cine se poate ridica deasupra lui Dumnezeu? N-a putut să ierte pe asirieni pentru că le-a produs multe daune și pentru că au omorât mult popor. Și el a rămas un urător de asirieni. Ca un paradox al sorții, Dumnezeu l-a trimis chiar la ei să le predice Evanghelia și el n-a vrut. Dumnezeu folosește metode punitive, îl pedepsește, îl constrânge și el n-are încotro, se duce că mâna Domnului e puternică. Dar când vede că ăștia se pocăiesc, se mânie la maxim și nu mai are pace și liniște. Și Dumnezeu îi spune următorul lucru, Iona, ție-ți pasă de o plantă și tu-mi ceri mie să nu am milă de 120 de oameni pe care tu așa ușor i-ai dat să moară? Tu iurăști că ești un om și ești un om cu probleme, dar eu sunt Dumnezeu și eu iubesc pe toți oamenii și eu vreau ca toți oamenii să fie mântuiți, chiar și asirienii aceștia sadici, chiar și Maria Magdalena, chiar și Zacheu, doritorul acela de bani, chiar și putem să înșirăm multe nume de oameni care au greșit foarte grav și Dumnezeu îi cheamă la pocăință. Fraților, în această seară, dacă sunteți într-o zi rea, dacă vă simțiți vinovați înaintea lui Dumnezeu, dacă ultima perioadă a fost o perioadă în care ați păcătuit sau ați trăit în păcat, dacă aveți în casă pe cineva care s-a comportat ca un asirian, ascultați-mă, nu folosiți metoda lui Iona, pentru că nu e binecuvântată de Dumnezeu. Folosiți metoda lui Dumnezeu care este gata să ierte, gata să ofere o șansă unui om care se duce pe drumul pierzării. Un Dumnezeu care iubește pe oricine, un Dumnezeu care caută pe oricine. Iona este un om al extremelor, Dumnezeu este un Dumnezeu al echilibrului. De partea cui vrei să fii? Fii un iubitor. Iartă pe oamenii care ți-au făcut rău. Treci peste cum Dumnezeu a trecut în viața dumitale peste. Și fii un exponent al iubirii și un exponent al iertării. Atunci vei fi un profet care duci cu bucurie vestea salvării. Și dacă întâlnești pe unul care ți-a făcut rău, încearcă să-i faci bine. Și dacă vezi că Dumnezeu îl binecuvintează, bucură-te pentru el. Iar dacă vezi că Dumnezeu îngăduie un necaz în viața lui, roagă-te pentru el și fie-ți milă de el. Chiar dacă ți-e dușman, iartă-l și nu-l mai privi ca pe un dușman, ci ca pe un frate, ca pe o ființă umană, care se bucură și el de îndurarea Domnului. Poți să fii un astfel de om?
poți să te hotărăști în seara asta pentru o astfel de atitudine, începe o nouă săptămână. Cum o începi? S-ar putea în săptămâna aceasta unul dintre noi doi să-și pună mâinile pe piept. Omule, nu pleca cu o astfel de atitudine. Nu fi urător, nu fi răzbunător, nu fi mânios. Nu dori răul nimănui, nu te bucura de răul altcuiva. Fii un om al iubirii, fii un om ca Dumnezeu, du-te când te trimite, fii ascultător, du mesajul iertării și într-o zi îți va spune, vino, vino pentru ca să-ți dau ce meriți. Scumpii mei, acesta este mesajul cărții lui Iona. Aș vrea să ne rugăm Domnului în urma acestui mesaj și fiecare în funcție de starea lui să se roage ceea ce Duhul îndeamnă. Ne ridicăm în picioare, ne smerim și ne rugăm înaintea Domnului. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvintez!